Odată la 5 ani, în luna iunie, își ține lucrările Congresul Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova. Este a 11-a ediție a acestui for, care a căpătat deja statut de congres internațional. Participanții la acest congres sunt specialiștii, cercetătorii din domeniul științelor vieții, științelor agricole și științelor naturale, profesori, cadre didactice, cercetători, reprezentanți ai companiilor private și specialiști implicați în procesele și în fenomenele legate de genetică. Pentru congresul actual, congresul al 11-lea, s-au înregistrat peste 400 de participanți din Republica Moldova și din străinătate, inclusiv din 26 de țări ale lumii, prezența celor străini fiind peste 250 de membri de participanți, ceea ce reprezintă o dovadă elocventă a internaționalizării acestui eveniment. Congresul este organizat și include specialiștii din toate domeniile de activitate care au conexiune cu subiectul genetică, cu genetica ca știință. Academicianul Boris Găină a menționat că hibrizii noștri sunt cunoscuți de specialiștii în domeniu din mai multe țări ale Europei. În arată asistență, dacă n-ar fi fost genetica și selecția intraspecifică, n-ar fi fost soiul Moldova. Am fost în Serbia câțiva ani în urmă, în Milano, la un congres și lumea știe din Moldova pentru că este soiul Moldova. Și în Bulgaria, și în România, și în Serbia, în Muntenegru am fost, alau. Și asta e genetica, doamna Tâncea. Și astea sunt școlile noastre. Am fost la Ialomiță la o competiția a forumului din lume, 21 de firme mari. Și tare ne-a fost mare bucurie când au anunțat că în topul celor 10 soiuri cele mai performante, hibridul 344 de la Porumbei. 19 tone de semințe în Ialomița cu umiditate de 11%. Este un record palpabil și acolo vă rog să mă scuzați, dar metodologia și acuratețea acestor încercări mondiale nu poate fi supuse dubiu. Un raport despre metodele de diagnostic virusologic a prezentat doctorul habilitat Larisa Andronic, directorul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. Studiind relația dintre planta gazdă și patogen, ea a observat efecte genetice care le-a conturat într-un concept despre efectul mutagen, genotoxic, pe care îl aduc infecțiile virale la planta gazdă. Vedem particule a altui virus, virusul X al cartofului, care are un spectru foarte extins de gaze, peste 160 de plante, de specii de plante pe care poate să le infecteze. Este virusul X al cartofului, dar care este identificat la tomate și de asemenea cauzează pagube majore pentru această cultură. Ca rezultat a infecției virale, aici în celula infectată se atestă o eutrofizare a nucleului, ceea ce este caracteristic pentru celulele în stare patogenă avansată. Modificărilor se supun de asemenea plastidele, mitocondrele care sunt foarte compactizate, ceea ce denotă o balanță energetică inhibată, redusă în celulele infectate. Svetlana Smirea a venit cu date noi despre cultivarea in vitro a plantulelor de viță de vie devirozate, așa cum impun directivele Uniunii Europene, dar și a varietăților de struguri fără semințe. A fost complicat pentru că trebuia să disece fiecare sămânță. Embrionul care se dezvolta era extras pentru a forma un nou fel de viță de vie cu bobițe bune pentru stafide și dulcețuri. Chișmișurile propriu-zise, la o anumită etapă după polinizare, au capacitatea să avorteze, să dizolve semințele. Prin salvarea embrionilor imaturi la viță de vie, am țintit două căi, atât de obținerea hibrizilor, cât și procedura de divirozare. Pentru vița de vie, divirozarea se realizează de regulă prin multiplicarea microclonală a
plantulilor obținute prin culturi de meristeme, dar o altă cale ar fi prin calea salvărilor embrionilor imaturi. Aceste procedee au fost brevetate, au fost diversate la diferite virusuri, inclusiv virusul răsucirii frunzelor viței de vie. Maria Păcureanu de la Institutul Fundulea din România a participat la mai multe ediții ale congresului. La fel ca Maria Duca, este membra Asociației Internaționale a Florii Soarelui de la Paris. A conlucrat cu geneticienii noștri de prin anii 80, mai întâi cu cei de la Bălți, iar mai târziu de la Chișinău. România este unul din marii producători de semințe de floarea soarelui din Uniunea Europeană. Problemele pe care le depășesc în cultivarea florii soarelui sunt specifice întregului areal estic. Iar anul ăsta avem probleme cu acea insectă, Tanimecus dentaticolis, care mănâncă floarea soarelui în primele stadii de dezvoltare. Și anul acesta a fost primul an când Comisia Europeană a interzis utilizarea unui insecticid pe bază de neonicotinoide. Acest insecticid, adică insecticide care au această substanță activă cu diferite denumiri comerciale, este interzis pentru că s-a spus că mor albinele din cauza ei. Probabil că noi tratăm sămânța, dar se menține toxicitatea până în stadii avansate și probabil că până în stadiul de înflorit, pentru că atunci vine albina să culeagă nectarul din polen. Și anul ăsta nu s-a mai putut trata sămânța și a fost un atac puternic. Deci asta ar fi o problemă în prezent. Bineînțeles, parazitul ăsta lupoaia cu care luptăm de atâția ani, toată lumea încearcă să creeze genotipuri rezistente, inclusiv companiile private care au programe de ameliorare a florii soarelui. Se creează hibrizi rezistenți, numai că ei merg pe piață, câțiva ani sunt bine, după aceea parazitul dezvoltă rase noi, pentru că trebuie să supraviețuiască și atunci iar, deci tot timpul noi trebuie să fim pregătiți cu material genetic nou care să facă față la noile rase pe care le desfășoară acest parazit. Prin cultivarea de hibrizi rezistenți, că dacă tot timpul sunt numai hibrizi rezistenți, rezistență îi zice sistem 2, prin care planta luptă după ce parazitul s-a fixat pe rădăcină. Și în felul ăsta, dacă parazitul poate să germineze, se fixează pe rădăcină, după aceea nu mai avansează evoluția lui și planta de floarea soarelui se dezvoltă bine și dă producție bună, se diminuează rezerva de semințe din sol a parazitului. Deci asta ar fi o metodă, cultivarea acestor hibrizi de tipul sistem 2 sau prin tratarea cu erbicide pe bază de imazamox. Deci metode sunt diferite. Oricum trebuie luptat, pentru că este foarte mult, foarte mult răspândit, în special în Europa, chiar și în Franța, unde nu exista acum, oricum acolo se duce luptă ca să fie ținut pe loc, să nu se răspândească prea mult. 60% în suprafața României, de exemplu, infestată cu parazitul. Și atunci trebuie să ai material genetic rezistent ca să poți să obții producție, ca fel. Nu mai obții nimic dacă are condiții bune de dezvoltare. Centrul de Genetică Funcțională a avut un proiect comun cu Institutul de Cercetare Agricolă Brăila și o companie de producere a semințelor de la Soroca. Producătorii le pun la dispoziție linii de soiuri de floarea soarelui ca acestea să fie verificate în ce măsură sunt rezistente la atacul unei sau alte rase de lupoaia. Este un patogen submers care se dezvoltă la sub sol, se atașează pe rădăcină și o perioadă destul de mare de dezvoltare, el se află sub sol. Adică se dezvoltă la stari subterani, care ulterior în lunile august-septembrie iese la suprafața solului și formează partea floriferă, un lăstar aerian cu flori și formează semințe. Într-o capsulă a unei singure flori sunt până la 500 de semințe de o dimensiune foarte, foarte mică. Și de ce este greu de combătut? De atât dacă pe perioada de vegetație noi nu putem să determinăm dacă planta este infectată sau nu. Noi vedem deja că cultura, lanul a fost infectat doar deja când plantele de floarea soarelui ajung la maturitate.
dar respectiv productivitatea va fi afectată, pentru că aspectul fiziologic va fi mai mic, colatidiu va fi în dimensiuni mai mici, semințele vor fi respectiv mai puține, masa semințelor va fi mai mică și ulterior conținutul de ulei va fi mai scăzut. Ploile din această primăvară au influențat nu numai floarea soarelui, dar și alte culturi, nu doar din țara noastră, dar și din țara vecină. Anul ăsta, așa cum arată floarea soarelui acum, exceptând cazurile unde a fost atacată de acea insectă, se așteaptă recoltă bună. De fapt, până în prezent la toate plantele de cultură. Grâul arată foarte bine, porumbul la fel. Să sperăm dacă nu se întâmplă alte fenomene, cum ar fi grindina, că prin anumite locuri, prin Dobrogea, deja am primit niște poze de acolo, cu niște floarea soarelui distrusă de grindină, dar pe suprafețe mai mici, pe unde a trecut o sfoară de grindină, da. Profesorul Tatiana Calalb, de la Universitatea de Medicină și Farmacie, a venit cu o comunicare despre microalge. De ce microalgele? Fiindcă sunt niște organisme primitive, deseori procariote, desigur și cele care din protista eucariote, care trăiesc în cele mai diverse ecosisteme, cu valorile factorilor climatici extremali, pot fi temperaturi foarte înalte și foarte joase, salinitate foarte ridicată, care induc sinteza unor compuși chimici care nu se găsesc în alte organisme și nu se găsesc în alte organisme fotosintetizatoare cum sunt plantele. Vorbim despre cultura in vitro, unde condițiile sunt controlate de către om, sunt manipulate și algele cresc în flux continuu, în proporții foarte mari și se obțin acești compuși chimici utili. Știința avansează sau se utilizează în paralel producenții nativi și cu genomul ameliorat prin diferite tehnici inginerești, fie că recombinogeneză, mutații sau organisme modificate genetic, care sunt impuse și produc compuși noi utili, care stau la baza generației noi de medicamente, numite medicamente revoluționare. În centre științifice avansate au fost demonstrate proprietățile antivirale, mai ales împotriva la HIV SIDA, anticancer, antiproliferative, de aceea și sunt deja medicamente bazate pe compuși aceștia obținuți din așa specie, cum este, de exemplu, Chlamydomonas reinhardtii, Chlorella viridis, specii de nostoc, Spirulina platensis, Dunaliella salina, care este un producent de coloranți carotenoidici, așa cum este zeaxantina, asta xantina, ficoxantina, care au un efect antioxidant major, mult mai puternic față de alți constituenți chimici. O algă unicelulară, Haematococcus pluvialis, care se întâlnește în Marea Moartă în condiții naturale. Este o algă verde, dar în condiții de stres produce cantități enorme de carotenoide, printre ele astaxantina, care este un antioxidant de captare a radicalelor liberi și se crește în fotobioreactoare în cantități mari, unde se utilizează atât în domeniul farmaceutic, cosmetic, cât și alimentar. Cercetările care se fac acum, v-am zis că compușii aceștia, cum sunt acizii grași, cum sunt aminoacizii, carotenoidele, chiar și clorofilele, stau la baza generației noi de medicamente. Dar foarte mult se utilizează pentru producerea suplimentelor alimentare, care nu este medicament, dar este un produs care fortifică organismul, ameliorează starea de sănătate, dar nu tratează, nu este un medicament, sunt suplimente alimentare care sunt foarte binevenite și sunt indicate în situația, mai ales acum, post-COVID. Și foarte mult se adaugă aceste produse algale în îmbunătățirea calității alimentelor, da? Și le dă și un aspect după culoare și o aromă, dar cel mai mult îmbunătățesc calitățile nutriționale. Băuturi răcorite,
protectoare, iarăși cu adaosuri de aceste alge. Un domeniu aparte este utilizarea microalgelor în cosmetică, care îmbunătățește calitatea pielei, metabolismul, echilibru și este demonstrat efectul acesta anti-îmbătrânire. Deci sunt foarte binevenite și sunt acum linii de cosmetice care sunt taxate doar pe produsele de alge. Vreau să menționez că plantele sunt sisteme biologice foarte complicate. Căile metabolice sunt foarte diferite și plantele produc o cantitate foarte mare de compuși chimici. E foarte greu și dificil să izolezi, să identifici care din acești compuși chimici naturali din aceste plante sunt cu proprietăți terapeutice. Asta este o muncă enormă, o muncă care cere prudență, care cere atitudine, care cere repetări, timp, pentru ca planta care e identificată în teren, care nu este încă cu utilizare, să o aducem pe masă ca medicament. Este un drum foarte lung. Congresul a găzduit webinarul internațional Resurse genetice de floarea soarelui pentru ameliorare. 120 de specialiști din 25 de țări ale lumii s-au conectat la rețea pentru a afla în regim online despre tot ce e nou în domeniul lor. În condițiile globalizării și în condițiile informatizării, noi am avut oportunitatea să extindem area celor care se implică în cercetările noastre și desigur că activitatea tradițională, directă, comunicare între specialiștii din domeniu este una foarte importantă și vreau să menționez că, spre exemplu, cea de-a 20-a conferință dedicată florii soarelui, care trebuia să aibă loc anul trecut în Serbia, în Novi Sad, a fost transferată pentru anul acesta, iar comitetul executiv a transferat-o pentru anul viitor din motive și din considerente că majoritatea specialiștilor vor o prezență fizică. Însă această prezență fizică este nemijlocit conectată la colecțiile de floarea soarelui, de cultură și colecția de floarea soarelui din speciile sălbatice și dorința specialiștilor de a vizita terenurile agricole și în cazul în care noi discutăm diverse probleme care nu necesită nemijlocit anumite vizite în teren sau analize a exponatelor, cred că și aceste conferințe online sunt destul de eficiente, astfel webinarul care ne-a impresionat prin numărul doritorilor de a asculta reprezintă un exemplu elocvent de a facilita procesul de comunicare, de a fi mai eficienți și cu eforturi fizice și materiale mult mai mici, de a ne conecta cei specialiști din domeniu și de a forma o platformă comună de discuții, lucru care poate fi realizat cu o frecvență mult mai înaltă comparativ cu congresele tradiționale. În aceste zile, președinta Asociației Geneticienilor și Amelioratorilor din țară a marcat o dată aniversară. Întâlnirea cu marile personalități, cum a fost nepoata Mariei Curie, care astăzi este directorul Institutului de Fizic Nucleară din Paris, sau academicienii Hadjinu și academicienii Galiev, care au fost cei mai performanți specialiști de vârf în domeniul porumbului, sau academicianul Școrici și academicianul Dorofeev, care reprezintă amelioratori de prestigiu, academicianul Vrânceanu, care a fost liderul dezvoltării și implementării heterozisului la floarea soarelui și mulți, mulți alți oameni mi-au determinat cursul profesional și viziunile mi-au schimbat, poate uneori, percepția lucrurilor. Cred că a avea o asemenea posibilitate este o mare fericire, fiindcă, de fapt, nimic nu este mai important în această viață decât posibilitatea de a comunica cu oameni inteligenți. Cercetările în domeniul geneticii plantelor au început să fie efectuate prin anii 50, când a fost formată filiala Academiei de Științe a URSS. În 1957 s-a constituit secția de genetică care se ocupa de crearea noilor hibrizi și ameliorarea soiurilor de porumb și grâu. Institutul de genetică a fost creat abia în anul 1985.
Botaniștii le spun microalge considerându-le plante, iar microbiologii le spun cianobacterii insistând că sunt organisme vii. Ele au capacitatea de a produce sub influența luminii oxigen și minerale. Se consideră că, datorită lor, cu miliarde de ani în urmă, a fost posibilă apariția altor forme de viață pe Pământ. Cantitatea suplimentară de oxigen produsă de cianobacterii ar fi fost utilizată de organisme mai avansate, de plante și, în cele din urmă, de animale. Suntem în fața unei colecții de cianobacterii din laboratorul de ficobiotehnologie, unde vedeți toate etapele de obținere a unei tulpine pure. În ce constă el? De la început, colectarea este a solului. Pe solul dat cresc foarte multe specii și noi, pentru a-l separa una din specii, le dăm voie să se dezvolte, umectăm solul, punem pe el unele lamele și apoi de pe această lamelă examinăm la microscop și o obținem în cultură pură. Cultura pură constă într-aceea că în mediul agarizat crește doar o singură specie, doar una care este interesată pentru procesul biotehnologic. Microalga este separată de celelalte printr-un lanț de procese ca mai apoi să fie studiată la microscop. De ce anume ea prezintă un interes atât de viu pentru cercetători? Fiindcă are o calitate pe care nu o posedă nicio altă macroplantă. Ea poate să absoarbă din aer o substanță de care are nevoie lumea vegetală pentru a se dezvolta din plin. Așa examinăm noi morfologia, structura și apreciem care e tulpina, într-așa mod, lucrând. Da, necesită mult timp, e un lucru migălos. Până se pare un microorganism, de la început te uiți cine, ce microorganisme cresc acolo, ce alge sunt, ce bacterii. Apoi creezi ectele, mediul de cultivare care îi place. De la început cauți carie. Ce crește în solurile cimșlii, în apele cimșlii? Ia uitați-vă ce bacterii frumoase. E ca tot ce vedeți dumneavoastră acum, asta e o bacterie, o specie de bacterie. Ia cât-o e. Ea are o structură deosebită, parcă, uitați-vă, și după structura aia, noi o deosebim. Deci, noi vedem care sunt celulele, cum ele sunt aranjate, vedeți? Aici fiecare celulă are structura ei, uitați-vă. Sunt celule specializate în fixarea azotului. Și numai cianobacteriile au proprietatea de a fixa azotul atmosferic. Plantele superioare nu au așa proprietate. Restul celulelor este vegetale. Ele, când ajung la maturitate, creează spori. Și fiecare celulă e aptă de a crea un organism nou. Din acest motiv, ele se reproduc foarte bine. Dacă condițiile sunt favorabile, noi putem să obținem practic de 4, de 5, de 7 ori mai multă biomasă decât am inițiat în proces. Despre heterociste, dacă să vorbim, heterocistele sunt importante pentru dezvoltarea acestor organisme, că cianobacteria este foarte, foarte adaptată la oricare condiții. Dacă în sol nu este azot suficient, atunci ea singură își acăpărează azotul din atmosferă. Alina Trofim a reușit să pașaportizeze 9 tulpini pure de cianobacterii. Primele le-a identificat în râul Cogâlnic când făcea studii pentru teza sa de doctor. Din 385 de specii de alge pe care le-a găsit în apele râului, 170 s-au dovedit a fi capabile să purifice apa. Problema e că astăzi râul este poluat excesiv și masa de microalge nu e în stare să prelucreze o cantitate atât de mare de toxine. Am obținut anumite specii de alge și am creat condiții pentru ca ele să contribuie la epurarea apelor, să micșoreze cantitatea ionilor de amoniu, nitrați, ceea ce acum știți că este foarte, foarte actual, deoarece apele reziduale într-o perioadă erau nimijlocit deversate în râuri și această problemă, eu am înțeles că este soluționată pentru râul Cogâlnic, dar sunt multe râuri din Republica Moldova unde problema dată este chiar și acum actuală și strângentă. Dacă să luăm aceste alge, este foarte o bună
treaptă biotehnologică să le utilizez pentru a neutraliza, de exemplu, eșecul ecologic. Luăm apa râului oricărui râu, care n-ar fi fost. Atunci noi putem cu microorganismele din râul dat să epurăm apa, iar microorganismele acestea să le utilizăm ulterior în agricultură. Adică aia și este utilizarea corectă, biotehnologică, în ciclu a substanțelor. Evident că nu există o industrie care noi o dezvoltăm fără deșeu. Nu există. Atunci noi trebuie să elaborăm acele etape pentru a utiliza fiecare deșeu. Și dacă se utilizează totul în ciclu, atunci nu sunt reziduri. Și reziduri, dacă nu sunt, nu este poluare. Și atunci nu vorbim nici despre un fel de echilibru, dezechilibru ecologic. Vorbim despre echilibrare care, de fapt, se bazează doar pe cercetare, doar pe știință. Și în acest domeniu lucrăm pentru a neutraliza deci efectul negativ a factorului antropic sau pentru a stimula creșterea plantelor fără ca să dăunăm ecosistemului, solului sau chiar și apelor din jurul câmpurilor date. Ca să se dezvolte normal, cianobacteriile au nevoie de condiții speciale. Rafturile unde sunt plasate retortele sunt dotate cu iluminat special și încălzirea. Altfel, în perioada de la răcirea timpului până la furnizarea agentului termic, aceste minuscule ființe n-ar fi supraviețuit. Printre cianobacteriile pe care le-a studiat, a descoperit că anabena ar putea fi o bună hrană pentru animale. Glucidele sunt substanțele care se utilizează pentru, de exemplu, la creșterea greutății corporale în zootehnie. Și atunci vrem să administrăm, să vedem dacă într-adevăr va fi utilă în administrarea în zootehnie. Ramurile unde pot fi implementate aceste cianobacterii sunt foarte variate. Vorbim și despre fitotehnie, zootehnie, farmaceutică, medicina. Și deci invențiile care au fost elaborate cuprind toate aceste domenii. Și eu cred că, într-adevăr, dacă fiecare ramură s-ar implica în implementarea acestor substanțe, este o ramură interesantă de dezvoltat ulterior, pe ani de zile, pentru a obține ceva util. Și, de exemplu, eu m-aș bucura să știu despre faptul că unele substanțe biologic active sau unele toxine sunt utilizate în farmaceutică. Precum știți că penicilina este creată doar din substanțele obținute din penicillium, dintr-o ciupercă. Atunci vedeți că microorganismele uneori clarifică mai multe întrebări decât nou ne pare, că un microorganism poate să facă puțin. Nu. Cunoștințele microbiologice contribuie la dezvoltarea societății. O nouă etapă în studiul cianobacteriilor vor fi proprietățile anticancer. Ea a reușit să identifice la unele tulpini principii curative care ar putea servi drept componente pentru complexul de substanțe remedii cont maladiei veacului.